Înainte de a trece la a discuta pe punctual pe fiecare planetă, cam ce face se în fiecare casă, pe ce cuspidă trece, haideți să ne uităm puțin la momentul în care Uranus intră în Taur pentru București, deci ingresul Uranus în Taur. Și probabil ați citit articolul care l-am scris, că la această intrare el este însoțit de Marte în Vărsător. Acum este fix în momentul când intră Marte la 29 Capricorn. Deci această intrare a lui Uranus este cotrată de Marte și practic va da tonul următorilor 7-8 ani. Deci aș vedea următorii 7-8 ani foarte agitați, dar din perspectivă uraniană, datorită acestei quadraturi de la Marte. Și va crea foarte multă tensiune. Și dacă ne uităm pe București, vedem că pe România și toată în zona asta, Europa de Est, Uranus este foarte, foarte puternic, pentru că este conjunct cu descendentul. Da? Global, este conjunct cu Mercur, deci toată lumea are conjunct cu Mercur, dar pentru zona asta a Europei de Est este foarte, foarte puternic, pentru că este conjunct cu acest descendent. În plus, Marte este în quadratură cu ascendentul, descendentul. Da? Acest lucru ne arată că toată această energie, tot acest ciclu uranian nu este foarte favorabil pentru această zonă a Europei. Are un efect destul de advers, destul de dificil, cu un nod sud în casa a patra, aproape de fundul cerului. Părerea mea că crește riscul unui cutremur în această zonă sau tot felul de situații mai dure. De asemenea, intrarea lui Uranus în Taur se produce la un moment de lună nouă, ceea ce din nou nu este un moment foarte fericit, foarte plăcut și scade foarte mult din puterea și energia acestui Uranus în Taur. Deci vedem că comitetul de primire pentru Uranus în Taur nu este unul extraordinar și prin urmare nu pun mari speranțe în ceea ce va aduce el. Este destul de, să zicem, iritat, da? În momentul în care intră în semnul Taurului. Dacă ne uităm comparativ cu intrarea în Berbec, vedem că pe România a fost în casa 12-a, aproape conjunct cu Jupiter, 12, deci a fost mai puțin relevant, mai puțin puternic. Și ce a adus? A schimbat foarte mult chestii ce țin de casa 12. S-au făcut foarte multe lucruri ascunse. Dacă ne gândim de 2010 încoace, ce au crescut foarte mult și a capătat putere în România? Serviciile secrete. Deci tot ce este ascuns, da? Servicii secrete și hoții și penalii, da? Cei care fac pușcărie, care au fost subiectele tuturor acestei perioade, da? Cine mai intră în pușcărie, cine este în pușcărie, ce, da? Toate nebuniile astea ascunse. Da? Și cumva Uranus a scurt-circuitat și probabil a ajutat cu Jupiter aici, ca cei care au intrat în pușcărie să iasă mult mai repede. Da, mai scrii o carte, mai o chestie și ieși mult mai repede. Deci cumva a favorizat tot ce ține infractori, dacă e să o luăm așa, în toată această zonă și tot ce ține de lucruri ascunse. Da. Acum, în 2018, cel fiind în 7, el va favoriza tot ce ține de influențe externe și va crea, cred că, destul de multe tensiuni cu statele vecine. Tot ce ține țările care sunt în jurul nostru. Da? Și nu sunt puține cele cu care putem avea subiecte de discuție destul de tensionate. Și cu Ungaria, și cu Ucraina, și nici cu Bulgaria nu. Dacă zgândărim puțin, găsim destul de multe subiecte care avem ceva de împărțit. Și acest Uranus, practic, el ia din puterea pe care ar avea o țara, da, poporul,
și dă către ceilalți. Și putem vedea o schimbare de orientare în ceea ce privește alianțele. Poate să pună sub semn întrebări chiar și apartenența noastră la Uniunea Europeană și la tot felul de organisme. Poate schimba brusc aceste lucruri. Dacă ne uităm în harta României de la 1918, vedem că lucrurile nu stau foarte roz cu acest Uranus în Taur. Deci Uranus în Taur traversează această zonă. Și ce face? Face opoziție cu Luna, face quadratură cu ascendentul, descendentul, quadratură cu el însuși și cu Saturn. Deci face destul de multe aspecte, destul de aspecte dificile. Și dacă ne uităm acum 84 de ani, când a traversat el această zonă, păi lucrurile nu au fost foarte colorate, foarte bune. 1940, a fost un an de grație pentru România, Uranus era traversat pe 24-26, gradele 24-26, da? Și ce se întâmplă? Începe cu Arman Călinescu este ucis de către legionari, pe urmă apare cu tremurul din 1940 care a pus la pământ Moldova, pe urmă pierdem Basarabia, da? În 1940, dacă vă spun exact și... Cedare Basarabia în iunie 1940, în septembrie 39 asasinarea Arman Călinescu, în septembrie 40 apare Ion Antonescu la putere, în noiembrie a fost cu tremurul și în 41 am intrat în al doilea război mondial. Da. Deci tot acest Uranus care s-a plimbat aici și a făcut quadratura cu ascendentul, descendentul și cu el însuși cu Saturn, nu a adus lucruri extraordinare. Mai ales că noi suntem un popor și o țară puternic uraniană, Uranus pe ascendent, de-aia suntem așa țăcăniți și nebuni și la noi toate lucrurile sunt altfel decât ar trebui să fie. Da? Orice chestie este specific românească, altfel, noi nu putem să facem un lucru așa cum ar trebui. Da? Tot timpul trebuie să fim mai cu moți. Și, prin urmare, eu sunt destul de reticent vis-a-vis de efectele pozitive pe care acest Uranus le poate avea în semnul Taurului. Întâi va face opoziția cu Luna și, pe urmă, peste mai pe finalul ciclu, prin 2024, cred, va face și această quadratură, care va fi destul de puternică. Deci atunci, la ultima trecere, în 1940, 39, 40, 41, a rupt România în bucăți, practic. Am avut dictatură, da, cu Carol al II-lea, am avut legionari, a fost al doilea război mondial, să zicem că au fost niște circumstanțe exterioare foarte, foarte neprielnice, puternice, dar a fost și cutremur, au fost și foarte multe lucruri pe care noi singuri ni le-am făcut, ne-am faultat. Da? Și dacă ne uităm acum la situația politică a României, nu stăm foarte, foarte rău și nu cred că suntem foarte departe de nebunia anilor 40. Da, nu avem legionari, nu avem extremiști, dar avem alte clase, alte grupări și alte lucruri. Apropo de asta, chiar mă surprinde lipsa unor partide ultranaționaliste. Da? Dacă ținem minte, înainte aveam un Vadim, aveam un ala la Cluj. Acum sunt foarte surprins că au dispărut brusc, nu mai nimeni și care să fie, să ocupe acel loc. Da? Ceea ce, pe de-o parte, zici că e ok, dar pe de altă parte înseamnă că e ceva ce nu e ok. Da? De ce? Pentru că lipsește această dorință de revoltă, pentru că și acești ultranaționaliști mai sunt și ei manifestă o dorință a poporului de a lupta, de a se revolta.
Eu aș mai pune pe seama lui Uranus, Jupiter-Uranus în casa 12 aici și el a ajutat foarte mult și la emigrarea multor români, la plecare, abandonul. Da? Deci, practic, a creat premisele pentru ca foarte mulți oameni să abandoneze această țară, să plece. Eu, nu-i singurul factor, dar e unul din elementele care au contribuit, cred, la acest lucru. Deci trebuie să fim destul de atenți cu acest Uranus în Taur.